În continuare, ediție specială la Digi24, pentru că l-așteptăm pe David Popovici. Sosește în România și suntem acolo la aeroport, pentru că este așteptat de această dată de fani, de prieteni și de oficiali. Și vom urmări întregul moment la Digi24. Georgeta Andrunache și Răzvan Florea, doi sportivi mari ai României, sunt alături de noi și, de asemenea, jurnalistul DigiSport Dan Filoti este împreună cu noi pentru următoarea oră, când vom urmări tot ce se întâmplă acolo la aeroport și încercăm să punem lupa pe sportul românesc cu acest copil minune, care la 17 ani are mai bine de 10 premii, medalii internaționale și cu siguranță aceste două medalii de aur la cupele mondiale de la Budapesta au pus și România, nu doar pe David Popovici pe harta lumii, a pus și România pe harta lumii. Dan, îți mulțumesc că ești alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. Despre acest fenomen, toată lumea vorbește, fenomen extraterestru, a spus și David că îi place, i-a plăcut la momentul în care a fost numit așa. Despre copilul minune, David Popovici. Multe porecle și multe supranume i-am dat. Ne întrecem în astfel de sintagme. Regele David, mie mi se pare că e cea mai simpatică. Racheta și alte asemenea lucruri le merită pe toate cu prisosință, pentru că, spuneai tu, a pus România pe harta lumii într-un sport în care nu am existat până acum la nivel masculin, la asta mă refer, și într-o companie mai mult decât selectă, adică România să învingă australienii, americanii și toată școala asta de not, cu tot ce înseamnă cultura notului, și mi se pare ceva cu adevărat wow. Și, cum spuneam, merită David tot ceea ce se spune despre el și sunt convins că nu e o apariție meteorică și sunt convins că asistăm la un fenomen de durată. Costa Canătoare, Georgeta Andrunache, în continuare alături de noi. Despre aceste evenimente, sosirile la aeroport, momentul în care sportivii sunt așteptați. Am avut o discuție în pauză și în ultimele zile s-a vorbit despre faptul că sportivii nu sunt foarte susținuți în România, că sportul nu este suficient de finanțat. Speranța multor oameni de bună credință este că împreună cu David Popovici și cu acest moment, cu aceste medalii de aur, poate lucrurile se vor schimba și pentru sporturile care nu sunt la fel de urmărite. Ce spuneți dumneavoastră? Într-adevăr, sportul nu este suficient finanțat. Dacă sunt bani pentru participarea la competiții, nu avem bani suficienți pentru pregătire. Dacă investim bani în pregătire, nu ne ajung până la finele anului pentru competiții. Și dacă investim banii, sau în cele mai multe cazuri, banii se investesc către seniori, către loturile olimpice, juniorii, tineretul rămâne foarte puțin finanțat. Din punctul meu de vedere, este la fel de important, sau poate mai important, ca atenția să se îndrepte la bază, jos. Avem o generație bună de seniori, în 2-3 ani, 4 ani și încheie cariera. Ce vine din urmă? Și ce vine din urmă? Vine David, a venit. Îl avem pe David Popovici și mai sunt tineri. Mai sunt tineri care vin din urmă în mai multe sporturi. Eu sunt convinsă că ne vom reveni, iar cei pasionați din management, din federații, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, sunt câteva cluburi în țară care duc greul, vor avea grijă ca performanța să continue. Răzvan Florea, medaliat olimpic, fost notător, acum antrenor și îl cunoaște foarte bine pe David Popovici. Mulțumesc tare mult că ați rămas în continuare alături de noi. Urmărim ce se întâmplă acolo la aeroport, jurnaliștii. Vedeți, e un colț organizat, jurnaliști oficiali și fanii ai lui David Popovici, pentru că a strâns mai mulți fani, cred că în ultimele zile și cel puțin de la Jocurile Olimpice încoace, de la locul 4 ajunge la aur. Și nu doar la 200 de metri liberi, ci și la 100. Răzvan Florea, despre David Popovici și povestea lui, dacă ne puteți ajuta, tocmai pentru că îl cunoașteți. Pe scurt, povestea pare scrisă pentru un roman sau pentru o poveste. Este diagnosticat cu scolioză la 4 ani, se recomandă să meargă la bazin, iar la bazin David se îndrăgostește de înotul viteză. Și acum îl vedem dublu medaliat cu aur.
Așa este. David, poate întâmplător, a ajuns la not prin acea mică problemă de sănătate cu scolieza. Este un sport care se recomandă celor care au probleme cu spatele și iată că ușor, ușor, după cum bine a spus și el, i-a plăcut, a simțit că notă repede și David pot spune că de la primele campionate naționale la 10 ani a dobărât primul record național la 5 de spate. Mi-aduc foarte bine aminte. Și de atunci ne-a obișnuit cu recorduri naționale și începând cu vârsta de 14 ani, deja s-a văzut o distanțare a lui față de restul colegilor din țară, de pe plan intern. Odată cu 14-15 ani deja și-a făcut debutul pe plan internațional și după cum bine ați spus și dumneavoastră, peste 10 medalii internaționale importante a obținut David. E un copil teribil de eficient. Noi, sau cel puțin eu, care sunt și antrenor și fost sportiv de performanță, mie îmi place foarte mult cum înoată David și nu de acum, ci de 3 ani de zile îl urmăresc la nivel înalt și, într-adevăr, stilul și tehnica lui este un pic aparte, dar foarte eficientă. Bravo lui, bravo lui Adrian și întregului staff pentru că au reușit să aducă pe acest puști minune în elita înotului mondial și pe noi românii să ne bucure cu fiecare participarea sa într-o competiție internațională. Bravo încă o dată, felicitări, meritele sunt din plin. Răzvan, aș profita de dubla ta calitate și de mare notător, dar și de antrenor, să insistăm un pic pe ideea aceasta a revoluționării acestui sport, pentru că s-a vorbit foarte mult. Până la urmă, ai subliniat și tu meritul lui Adrian, al întregii echipe de altfel, dar vorbim despre, efectiv, despre altceva în not. A spus asta și Camelia Potec. Nouă celor din afară ne e mai greu să înțelegem, dar mă gândesc și tu știi mai bine cum se raportează, cum se uită americanii și australienii la ce fac ai noștri și ce au făcut ai noștri la Budapesta. Da, probabil că a fost o surpriză foarte mare pentru ei aceste două titluri mondiale. Cu siguranță îl știau, pentru că de David se vorbește la nivel internațional de 2 ani de zile și e un sportiv care atrage publicul și atrage presa internațională de specialitate și cel puțin în ultimii 2 ani a ținut steagul sus. Acum, cu aceste rezultate, multă lume l-a comparat cu Torp, cu Phelps. Sunt lucruri diferite. Cei care cunosc fenomenul își pot da seama că Phelps a fost foarte bun. 100-200 fluture, 200-400 mixt, 200 liber, dar niciodată nu a cuplat 100 cu 200 liber. Este foarte greu pentru că sunt două probe, par asemănătoare, dar sunt așa de diferite. Una se antrenează într-un fel, cealaltă se antrenează într-un alt fel, dar David a reușit să le combine foarte bine, probabil printr-un antrenament foarte, foarte bine realizat și eficientizat la maximum de către el și Adrian și iată două rezultate fenomenale. Au fost înotători și Torp, multă lume îl compară cu Torp, dar Torp a notat mai mult distanță, 200, 400, chiar și 800 de metri. Este altceva. Acum, poate că și notul s-a schimbat în ultimii 10-15 ani, cel puțin în România. Poate la nivel internațional lucrurile au decurs conform graficului, dar cel puțin în România, cum îl vedem pe David cu o întreagă echipă în spatele lui care lucrează pentru el și mi se pare normal și rezultatele stau dovadă. Pe vremea noastră era un pic diferit. Aveam un singur bazin, un singur antrenor, care era și mamă și tată și doctor și maseor și aveam și noi, dar nu așa cum beneficiază sportivii în ziua de astăzi. Sau metodele de refacere sunt altele în ziua de astăzi, probabil că medicamentația este altfel în ziua de astăzi. Totul a evoluat și implicit și noile recorduri care s-au făcut în ultimii ani, pentru că multă lume
spunea după era costumelor de natație, anii 2008-2010, când s-au făcut peste 250 de recorduri mondiale într-un an și 10 luni, că vor fi foarte greu de bătut. Cred că nu mai stau în picioare decât două sau trei din acea vreme și așa de mult a evoluat notul încât în fiecare an sportivii doboară aceste recorduri. Ceea ce pentru noi înseamnă că suntem pe un drum ascendent. Doar să menționăm pentru cei de acasă și pentru noi să știți că a aterizat avionul lui David Popovici. Deci în scurt timp îl vom vedea, vedeți, este salonul oficial de la aeroportul Otopeni, s-a întins covorul roșu. Ca pentru un alții oficial, se întinde și pentru un sportiv care face o performanță extraordinară, fantastic, acest adolescent de 17 ani, care știe exact ce vrea de la cariera sa și nu e teamă să o spună. Vorbește despre bucuria cu care înoată, despre bucuria cu care participă la competiții, dar în interviurile pe care le-a dat a vorbit și despre efortul care stă în spatele unor asemenea performanțe, despre cum se trezește la ora 4 și jumătate dimineața, doar un exercițiu să faceți. Să vă gândiți ora la care vă treziți, atunci, dacă este ora 10, de pildă, David deja și-a luat micul dejun cu ochii închiși, povestea într-un interviu, pentru că nu se trezește complet, iar mai apoi ajunge la bazin și deja face primul antrenament. În spatele unui sportiv de performanță stau și oamenii care îl susțin, părinții lui și Adrian Radulescu, antrenorul despre care ați vorbit și dumneavoastră atât de frumos. Mi-am notat o declarație pe care a făcut-o după Jocurile Olimpice de la Tokyo. Momentul, povestește Adrian Radulescu despre momentul în care s-au întâlnit sau l-a văzut. Îl descrie pe David Popovici atunci, la începuturile sale. Era modelul potrivit pentru sport, înalt la vârsta lui, membre lungi, energie multă și un pic de burtică. Asta a dispărut însă repede. Îi plăceau de la început provocările, competiția, antrenamentele, întreceri, ștafete, la toate se cupla total. Ne-a povestit și Răzvan Florea despre această performanță pe care o înscrie David Popovici, să ai aur și la 200 de metri liber și la 100 de metri. Nu a fost o performanță pe care să o atingă notători cunoscuți de lume întreagă, Georgeta Andronac. Eu aș spune că atât americanii cât și australienii au acceptat performanța pe care a realizat-o David acum. Dar cred că nu vor accepta dacă le vom comunica sau dacă ar vedea condițiile pe care le avem noi în România. Câteva bazine, nici alea de o anvergură cu mare Budapesta, de exemplu, nu spunem Australia sau Statele Unite. Poate dacă am avea și noi bazine în fiecare județ, nu mai spun în fiecare școală, că am fost la Tokyo în anul premergător Jocurilor Olimpice și am rămas interzisă văzând că fiecare școală avea bazin de not. Poate că și la noi copiii din mediile mai defavorizate vor avea acces la bazin și de ce nu vom avea mult mai mulți campioni. Pentru că sunt mulți și David Popovici ne descoperiți, nu? Cu siguranță, cu siguranță. Dar mie mi se par colosale aceste imagini, sunt imagine simbol ale generației mele, cel puțin de oameni care au urmărit sportul, sunt echivalente cu cei mai cu excelența în sport. Georgeta Andronache a fost primită acolo. Mă uitam ce putere de simbol are imaginea cu Camelia Potec și Mihai Covaliu, care la rândul lor au venit pe acest covor roșu, au venit la acest salon oficial după ce au câștigat medalii olimpice și iată îi primind. Vorbind despre oameni, cum este și Georgeta Andronache, cum sunt cei doi pe care i-am amintit, care au făcut sport de înaltă performanță și care dovedesc că pot merge mai departe în management și pot face lucruri, pentru că ea, Camelia Potec, a anticipat ce se întâmplă acum și a spus că se va ajunge aici și a reușit să se ajungă aici. Și mă uitam la discursul ei, care, nu mă feresc de cuvinte, este dumnezeiesc în comparație cu al lui Burleanu de la fotbal și nu e nimic întâmplător. Ai făcut această paralelă între fotbalul, sportul în care se investește, da, și care notul, se investește și care acaparează toată atenția. Da, eu mă opresc numai din el pentru ce că... Ce a mai scris? Vă rog, doamna Andronache. A fost imaginea când
David a fost premiat de Camelia Potec. Da, corect. O campioană olimpic, olimpică, un viitor campion olimpic, sunt convinsă. Avem nevoie de astfel de exemple și avem nevoie de speranță, în primul rând. Asta înseamnă să investești în sport? Asta e rezultatul unei investiții făcute. E adevărat, cel puțin mie îmi pare David Popovici un copil cu adevărat minune, are o stăpânire de sine, își gestionează atât de bine emoțiile și este atât de matur în toate declarațiile pe care le-a făcut. Deci eu aștept conferința asta de presă, nu? Pe cuvântul meu. Deci rar se întâmplă să aștept o conferință de presă oriunde. Bănuiesc că știți, se întâmplă același lucru, politicieni și așa mai departe. Da? Aștept conferința asta de presă pentru că știu că băiatul ăsta e imprevizibil și zice lucruri. Și mesajele pe care le transmite sunt foarte, foarte puternice și au forță de a penetra și de a-i face pe oameni să se gândească la ce spune. Mă gândeam cât de micuț este avionul și este înalt. David va avea un pic dificultăți când va ieși pe ușa aceea, dar se adaptează oriunde. Da, am văzut și în aer și în apă și pe pământ, e ok. Răzvan Florea, dacă aveți acces la imagini, dacă vedeți, cum reușește David Popovici să-și gestioneze emoțiile astea? Are emoții când intră în bazin, de pildă? David este un sportiv complet, eu așa cred, pentru că ne-a dovedit cu fiecare concurs că își stăpânește foarte bine emoțiile. Răspunzând la întrebarea noastră, cred că are emoții, dar cred că emoțiile lui devin emoții constructive. Nu fac altceva decât să-l întărească pentru cursa pe care o are în față. Încă o dată, el este un sportiv complet. Cred că dorește foarte mult să concureze și cred că își stăpânește emoțiile extraordinar de bine. Pentru că nu este ușor la o vârstă fragedă să te aliniezi la startul competiției sau la startul finalei cu sportivi care sunt la 2, 3, 4 ediții a campionatelor mondiale și e destul de dificil. Dar eu cred că concentrarea și stăpânirea de sine a lui David face ca rezultatul să fie pe măsură la sfârșitul probei. Răzvan, îl vezi capabil să concureze și până acum. Scuze, îl vezi capabil să concureze și la 400 de metri liber? Multă lume și-a pus această întrebare și cred eu că deja ne gândim un pic mai cam departe. Depinde ce va alege el. Dacă va alege să meargă spre 400, probabil, cu siguranță, nu probabil, își va elimina singur proba de 100. Cu siguranță pot spune că nu va putea nota foarte bine ambele probe, 100 și 400 liber. Dar haideți să ne bucurăm de rezultatele pe care le-a obținut. Noi nu am mai avut rezultate la not. Iată-l pe David, nu? Bine, văd imaginile. Răzvan Florea, am cer scuze că vă întrerup, dar în acest moment David Popovici a coborât din avion și este întâmpinat pe aeroportul Otopeni și voiam să surprindem acest moment, să fim cu toții atenți la David Popovici, dublu campion mondial, medalie de aur, 17 ani, un băiat extrem de hotărât, determinat și chiar vă ascultam cu atenție care îi vedeți proiecția pe viitor. Urmează și toată lumea se gândește acum. E și Robert Glință, îl văd. Da, uitați-l acolo în spate, e și Robert Glință, un sportiv la care cu siguranță trebuie să fim atenți în continuare. Poate nu a fost jocul lui de această dată, dar e un tânăr care a dovedit că poate atinge performanța. Să punem în contextul notului mondial, rezultatul lui Robert este unul bun. Este fenomenal al lui David și suntem tentați să-l punem în umbră un pic pe Robert, dar și ceea ce a făcut sau și ceea ce face Robert și îmi mai place ceva și spune multe despre unitatea, ceea ce înseamnă natația în România. Faptul că a rămas acolo să-l aștepte și pe Robert, să-l susțină pe Robert pentru că a fost în bazin, să-i facă galerie, să-l încurajeze pe Robert și să vină împreună în țară. Mi se pare că e fantastic și că s-a întâmplat asta. Lucrurile bune se fac în echipă. Și managementul Federației Române de Natație este unul foarte bun. Camelia are grijă de tot ceea ce se întâmplă acolo, a trăit aceste
O vedeți în imagine acum pe Camelia Potec. Este un președinte de federație fericit în momentul ăsta. E acolo și el. Da, și că tot vorbeam de finanțarea sportului. Președintele clubului Dinamo, cred că este acolo. Este o achiziție mai nouă pentru Dinamo. Da, la care ați contribuit din plin. Trebuie să spunem și lucrurile acestea. Da, dar decizia... Nu trebuie să fiți modestă, pentru că a fost o lovitură efectiv de imagine. Da, după Jocurile Olimpice, managementul clubului Dinamo a trebuit să stabilească ce va urma pentru următoarea ediție a Jocurilor. Am văzut pe David mai devreme, a făcut cu mâna, presupun că erau oameni strânși acolo să-l aștepte, dar și presă. Le-a mulțumit? Da, se îndreaptă acum spre salonul oficial și acolo va fi conferința de presă. A făcut poză cu cei de la compania. Da, și cu piloții. Cu piloții, da, încă o dată de dovadă de modestie. Iată, avem și sunet de acolo. Aplauze, auzim. Le merită din plin. Am trăit aceste momente de mai multe ori. S-a împiedicat să-i poarte noroc pe viitor. De neegalat pentru noastră. Da, în 2000 de la Sydney, când ne-am întors, ne-a cântat fanfara militară pe aeroport și nu voi uita niciodată momentul ăla. Cumva a egalat momentul de pe podium. Momentul de pe podium, da. Primește buchete de flori. Răzvan Florea, aveți acces la imagine? Îl vedeți? Pare că e emoționat, pare că de prima dată, nu-l vedeți, prima dată când îl văd pe David Popovici, îmi pare foarte bucuros. Da, e zâmbitor, e foarte zâmbitor, așa cum îl știm cu toții, pare că e emoționat de data aceasta. A ajuns în locul în care va face și declarațiile de presă, acum salută lumea prezentă, nu-mi dau seama cine sunt în jur, dacă mă... Nu-i recunoaștem pe toți. Sunt și foarte federației, de la Comitetul Olimpic, de la Clubul Dinamo, probabil și de la Ministerul Educației. Colegi de liceu înțeleg că sunt acolo. Da. Cred că este mai relaxat acum. Da, vă pare mai relaxat. Este mai degajat. Iată-l și pe Robert Glință. Un adolescent care a venit cu rucsacul în spate... Acum și Robert este la fel de modest și Robert este un tânăr foarte inteligent și nu știu care dintre ei este mai muncitor, mai serios, dar Robert este un copil de excepție și sper ca următoarele competiții să fie de un alt nivel și pentru Robert. Da, am văzut și pe membrii staff-ului, pentru că sunt foarte, foarte importanți. Spuneai tu cum începe o zi din viața lui David. Se termină târziu noapte cu un kinetoterapeut care îi masează și controlează fiecare mușchi după antrenament, cu un antrenor care vorbește cu David despre ce urmează să facă a doua zi, despre tactica de antrenament, despre mișcările tehnice în bazin. Sunt foarte, foarte importante. Sunt oamenii pentru care a ales să rămână. Sau oameni care, familia și echipa, pentru ei a ales să rămână în România, deși avea niște oferte colosale. Eu am spus și tânărul Rădulescu, nu doar tânărul Popovici. Adrian Rădulescu este un antrenor care studiază foarte mult. Este un antrenor care nu se preocupă doar de David Popovici, ci are o echipă întreagă de copii, împreună cu soția, asta fac, nu l-antrenează doar pe David, au o grupă, ne ascultăm pe domnul ministru. Da. Să sperăm se pregătește că, ministrul, să sperăm că ne promite un bazin repede. Să sperăm că ne promite un bazin repede. Câte bazine performante care sunt la nivelul la care ar trebui să fie sunt acum în România? Ei, acum avem la 23 august Dinamo, Otopeni mai nou. Îl inaugurăm. Și ne cam oprim. Asta în București. Dacă ar fi în țară? În țară sunt foarte puține. Păcat de bazinul de la Brăila, unde Diana Mocanu a fost. Cred că ne fenomen. Completează Răzvan Florea. Vă ascultăm acum. Da, sunt câteva bazine construite în ultimii
3-4 ani, nu foarte multe, vorbim de bazine cu dimensiuni olimpice. Și aici mă refer la Dinamo, care are ceva ani în spate, cel de la Otopeni, care se va deschide săptămâna viitoare, este construit de ceva timp. A început ministrul sportului să vorbească. Da, este. Dacă îmi permiteți să ascultăm declarațiile și să revenim la discuția noastră, Eduard Mubac. Un campion, am așteptat un campion care ne-a făcut mândri și am simțit într-adevăr că suntem parte a acestei țări, suntem uniți, suntem puternici și încă o dată s-a demonstrat și David ne-a demonstrat faptul că sportul ne unește. Sportul poate să fie și este cel mai bun ambasador al nostru. Sportul ne face mândri că suntem români. Am trăit aceste clipe când eram copil. De foarte mulți ani am trăit aceste clipe. Și vreau să-i mulțumesc lui David Popovici, care câteva zile a reușit să ne motiveze, să deschidă inimile noastre a tuturor din România. A arătat lumii întregi cât de puternici putem să fim. A arătat Nadia Comăneci, a arătat Ivan Pațaichin, a arătat și fotbalul cândva. Dar astăzi suntem aici, într-un moment istoric, în care putem să sperăm că România poate să devină sportul pe care ni-l dorim. Guvernul a înțeles că sportul este important pentru România. Și până voi conduce acest minister, sportul va fi prioritate. Mă bucur foarte mult, din prima clipă de când am preluat acest minister, am spus că în notul trebuie să fie un sport prioritar. Am sprijinit această federație și astăzi suntem aici. Așa ne-a dat soarta, a devenit o stea David Popovici a României, care va fi cu siguranță încă foarte mulți ani acolo și o să putem să ne mândrim cu el. Acesta este doar începutul. Are 17 ani și încă are foarte mulți ani înainte să câștige foarte multe campionate și jocuri olimpice. Însă cu siguranță talentul nu este de ajuns. David, prin munca sa, prin disciplina sa, prin mentalitatea lejeră de adolescent profesionist, a arătat cum trebuie să fie un sportiv profesionist. El este modelul, el trebuie urmat. Suntem în stare să fim ca David. El este modelul și va motiva toată țara și noi suntem îndatorați ca să construim bazine, ca să ajutăm acest sport, ca să reușim să avem foarte mulți campioni. Vreau să-i mulțumesc părinților, vreau să-i mulțumesc antrenorului lui, vreau să-i mulțumesc Federației de Not, care a stat mereu lângă el și l-a motivat să nu-și piardă calea și visul lui. Foarte mulți ani am văzut campioni talentați, sportivi talentați, de foarte mult s-au lăsat. Am văzut sportivi foarte ambițioși, dar fără talent. Foarte puțini sunt, credeți-mă, care sunt și talentați și care sunt și muncitori și disciplinați. Acesta este valoarea adevărată. Avem un diamant în România și nu uitați acest lucru. Probabil astă seară este festivitate mare. David Popovici va fi și peste luna următoare, și peste un an, și peste 5 ani. Și noi toți trebuie să sprijinim astfel de valori în România. Vă mulțumesc foarte mult pentru această seară, că sunteți aici și îți mulțumesc, David, nu știu unde ești. Îți mulțumesc, David, pentru că m-ai făcut să fiu mândru iarăși de această țară. Îți mulțumesc mult. Și vreau să
să-ți înmânez un mic trofeu pe care l-am gândit pentru tine. Te rog. Numele Guvernului României. Este prea puțin pentru mă că merită pe aici. Da, îi dăm și pe restul oamenilor din delegație, pe Robert Clintă, îl invităm. Trebuie să recunosc, nu sunt obișnuit cu atât de multă lume și atât de multă atenție, însă sunt tot eu la fel de natural. Vreau să spun cel mai important lucru pe care l-am de spus. Vreau să le mulțumesc celor care au crezut în mine, care m-au susținut și mă susțin în continuare. Și de altfel vreau să le mulțumesc tuturor românilor care m-au urmărit și care au stat cu sufletul la gură în fața ecranelor, românilor care au venit să mă urmărească în persoană la Budapesta. A fost superb și, nu știu, cred că multă lume ar vrea să fie în situația mea, să știe că atât de multă lume îl susține și sunt chiar onorat să reprezint țara asta frumoasă și să vă simt alături de mine, sincer. Mulțumesc. Sunt a revenit la final pentru a răspunde tuturor întrebărilor jurnaliștilor. Acum îl invităm pe Robert Clintă. Bună seara tuturor. De asemenea, sunteți foarte mulți aici, pentru care sunt extrem de recunoscător și eu și vă mulțumesc pentru toată susținerea. Eu am o oarecare istorie de participare la campionate internaționale și cu siguranță niciodată nu ne-am confruntat cu o masă de oameni atât de mare care ne susține și cu siguranță acest campionat s-a simțit cu totul și cu totul altfel. Niciodată nu m-am simțit și eu atât de special și
nu am avut această împingere de la spate, mulțumită vouă, tuturor românilor care ne-au susținut să fac tot ce stă mie în putere, să obțin cel mai bun rezultat de care sunt capabil. Și desigur, asta este în mare măsură și datorită lui David și întregii echipei a lui David, pentru că fără aceste rezultate colosale, nici eu nu m-aș fi bucurat de această susținere, așa că îți mulțumesc ție, că sunt contemporan cu tine, David, și vă mulțumesc din suflet și eu. Invităm și pe președintele CNSD, domnul Mihai Covaliu, domnul Adrian Dulescoară. Bună seara, o să fiu foarte scurt. Poate emoțiile vin mereu către sportivi, dar să știți că și noi, și aici o spun din partea întregului staff tehnic, întregului grup de oameni care suntem mai puțin vizibili, vă mulțumim pentru susținere și vă așteptăm din suflet peste 2 săptămâni la Otopeni, unde o să se desfășoare campionatul european de juniori și sperăm să vă facem iarăși mândri. Mulțumesc mult! Bună ziua tuturor! Încă o dată emoții foarte, foarte mari. Dați-mi voie să mai adresez încă o dată maxime felicitări întregii echipe de nota României, care ne-a reprezentat cu cinste la această ediție a campionatelor mondiale de natație. Avem în continuare în competiție săritorii în apă, pe care îmi doresc din tot sufletul să-i încurajați de departe la fel de mult cum i-ați încurajat și pe notători. Ne bucurăm de această atenție asupra acestor rezultate extraordinare ale lui David Popovici și sperăm ca în continuare să încurajați pe toți înotătorii și toți cei din natație, pentru că știm cu toții, în sport nu întotdeauna se câștigă, mai sunt și momente în care poate nu vor reuși să aducă acasă aurul mondial, european sau olimpic. Ei merită toată aprecierea pentru toată munca depusă și mesajul meu către dumneavoastră este de a-i susține și de acum încolo, nu numai la această ediție a campionatelor mondiale de natație. Mulțumesc Ministerului Sportului pentru sprijinul pe care ni l-au acordat în susținerea sportivilor în pregătire și competiții. Cred că mai sunt multe lucruri de rezolvat și dacă în această seară vorbim de rezultatele de la această ediție a campionatelor mondiale, începând de mâine trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm, pentru că avem mari probleme în organizarea la timp a campionatelor europene de înot și sărituri în apă, dar asta este o altă discuție pentru mâine, domnule ministru. Aș dori să mulțumesc Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru această relație pe care o avem de colaborare extraordinară și îmi doresc să fie la fel în continuare. Felicitări, dragi părinți! Sunteți minunați! Este greu, a fost greu și până acum, cu siguranță că va fi la fel de greu și în continuare și bravo! Bravo și sănătate multă, pentru că cei mici sportivi, cei mici, scuză-mă, Robert, sportivii în general au nevoie în primul și în primul rând și au energia de acasă, în fiecare dimineață, de la părinți și de la oamenii dragi de acasă, așa că este bine în primul și în primul rând, vă doresc dumneavoastră, dragi părinți, sănătate multă și putere de muncă în continuare, de a fi alături de copiii dumneavoastră. Încă o dată, felicitări David, felicitări Adrian, felicitări întregii echipe pentru ceea ce ați realizat. Știu că astăzi este o zi de sărbătoare și mai știu și faptul că de mâine se continuă pregătirea pentru următoarele competiții internaționale. Bravo! Bună seara
tuturor. E clar, se cuvine a începe cu felicitări lui David, felicitări Robert, Adrian, întregii echipe și, bineînțeles, felicitări familiei, tatălui lui David, mamei, este undeva pe aici prin sală, știu, i-am văzut. Felicitări, ați făcut un lucru extraordinar cu copilul vostru. Ați făcut din copilul vostru un portdrapel al României. El a creat un val. L-am întrebat pe Adrian dacă e bine să faci valuri în bazin și mi-a spus că nu e bine, dar David a creat un val extraordinar în toată România. Sper că acest val să nu se oprească. Sunt și alți sportivi care pot ajunge la această performanță. David a reușit nu numai 2 medalii de aur, a reușit să doboare și 3 recorduri de juniori, în semifinale și în finală, la 200, în semifinală la 100 de metri. Poate deveni cel mai rapid om pe distanța de 100 de metri din lume. Ceea ce nu este un lucru ușor de făcut, și asta am auzit-o la Budapesta, acolo vorbeau inclusiv președintele Federației Internaționale de Natație, Camelia știe foarte bine. Avem datoria să-l ajutăm pe David și întreaga echipă să realizeze acest obiectiv, să fie cel mai bun sportiv din lume pe distanța de 100 de metri. Toată lumea știe că poți, așa, și în final aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit mai mult sau mai puțin pentru ca David să ajungă aici. Sunt mulți, sunt foarte mulți, începând cu acei oameni care l-au primit în bazinul de not, cu acei oameni care au stat lângă el în toată această perioadă, Federației Române de Natație, Camelia, felicitări, mai e un pas până la Jocurile Olimpice, iar eu, împreună cu Comitetul Olimpic Sportiv Român, îl aștept pe David, pe Robert, pe toți ceilalți sportivi, în selectul club al campionilor olimpici ai României. Felicitări tuturor și mult succes în continuare! Și invităm pe David să vină din nou la Copilzou să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, că sunt foarte, foarte multe, și am o rugăminte și pentru colegii jurnaliști să folosească microfonul ca întrebările să poată fi auzite foarte bine și de către David, dar și de către telespectatorii care urmăresc în direct transmisia. Bună seara, Andrei Comescu, Euronews. David, aș vrea să te întreb, că tu însuți ai spus că timpul nu se permite să te întorci în trecut. Deja de mâine începe clădirea și vrem să trei competiții extrem de importante pentru tine. Aș vrea să spun dacă vreuna dintre cele trei te tentează sau te motivează în mod deosebit, mă gândesc totuși eu un campionat mondial între ele, și apoi să-mi spui și ce înseamnă pentru tine ca prima competiție pe care o ai după perioada de la Budapesta să fie chiar în fața propriilor tăi studiuri, în fața românilor. Cred că nici dacă ai vrut să se potrivească așa, nu reușești. Și mai întâi, cu un compliment, fotbalul nu a adunat niciodată 25 de camere TV, să știi. Da. Mulțumesc pentru complimente și felicitări. Da, de-abia aștept să concurez la europenele de juniori, vă aștept în număr cât mai mare și de-abia aștept să mă simt cum s-au simțit sportivii maghiari la aceste campionate mondiale, să simt că cum e să concurez la mine acasă și vreau ca tribuna să fie cât mai gălăgioasă, să ne ajute cât mai bine să intrăm în starea de concurs. Și sincer, de-abia aștept să ne strige numele când urmează să avem o probă, nu numai mie, ci și tuturor ceilalți sportivi români, și să ne simțim cu adevărat special, pentru că acela e un moment
cu adevărat unic. Mai urmează europene de seniori, mondiale de juniori, mondiale în bazin scurt. Mai avem un sezon competițional destul de plin, însă cred că europenele de juniori de la noi, de la Otopeni, o să fie cele mai... o să fie memorabile, cu siguranță. De-abia aștept să mă întorc și la Roma, în cel mai rapid bazin din istorie, statistic vorbind. Poftim? Da, e un bazin foarte frumos, un bazin descoperit și de-abia aștept să concurez și acolo și să-mi reprezint în continuare cu mândrie țara. David, Răzvan Ionescu, ONG Sport. Mâine vei avea o întâlnire foarte importantă, o primă întâlnire importantă la Guvernul României cu premierul. În ce măsură crezi că această performanță fabuloasă va schimba optica Guvernului față de sport în țara noastră? Și dacă se va investi mai mult în sport, asta ar fi o întrebare și legat de tot de întâlnirea de mâine, Nu știu dacă sportul va avea o imagine mai bună și mai puternică la noi în țară, însă pot să sper că valul pe care l-am creat acum și pe care continui să-l creez va aduce reacții pozitive și va ajuta sportul să progreseze în țara asta. Pentru că are clar nevoie de o mică resuscitare. Sper că am fost unul dintre cei care să ajute la treaba asta. Și în materie de ce o să-i cer, nu știu. Voi vedea cum o simt mâine. Însă de-abia aștept să văd cum am reușit să schimb acest sport și sper și sportul în România în general și sper... Sper ca în acest proces să fie inspirat cât mai mulți oameni, nu numai să se apuce de vreun sport, ci și să aibă o viață mai sănătoasă, pentru că ăsta e, de asemenea, unul dintre obiectivele mele personale. Se da să dați din ziua 24, o întrebare. Ai obținut 100 de lei din bursă de privire aur. Este ceva inegalabil, doar din bursă de privire de performanță. Ce ți-ai dorit pe viitor? Următoarea ta fiindcă care ar putea fi? Chiar cred că seara am vorbit la telefon cu singurul om care a mai făcut asta vreodată. O să iasă conversația asta la un moment dat. Poți, te rog frumos, să repeți întrebarea? Nu mai știu, m-am continuat. Practic, ai reușit o țintă imposibil de imaginat. Ce ai putea să-ți dorești mai departe? Cât de sus vrei să ajungi? Păi, eu și cu echipa mea avem cumva filozofia asta de a nu atinge niciodată perfectul, dar de a ne îndrepta cât mai mult spre el. Și eu consider că și asta e, mi se pare valabil în absolut orice domeniu, atât timp cât încerci în fiecare zi să fii cea mai bună versiune a ta, eventual vei reuși să fii, chiar dacă nu înseamnă perfectul absolut. Așa că ținta mea este să devin în fiecare zi o versiune mai bună decât a mea și cred că asta e și o rețetă spre o viață fericită. Da, eu și Christoph Milak am reușit să egalăm numărul de medalii obținute ale țărilor pe care le reprezentăm. Da, mă simt mândru că am reușit să ajung acolo la același nivel, pentru că știm cu toții că Ungaria este o forță mult mai puternică în materie de not. Însă poate e un nou început, ce am reușit eu să fac acum. Și deși le doresc cât mai multe medalii, mi-ar plăcea să fim în fața absolut tuturor. Încă nu ne-am gândit. Însă mai sunt o grămadă de probe, mai am foarte mult timp, voi mai avea foarte multe competiții importante, internaționale, interne, foarte multe. Adică pur și simplu încă nu am apucat să ne gândim. Păi, pe lângă, ăsta e cel mai mare vis profesional al meu. Cumva acum la Budapest am reușit să fac un tic pe lista mea de visuri. Am vrut să devin cel mai bun din lume, un titlu irefutabil.
Cred că cel mai mare vis al meu, din punct de vedere profesional, este să devin cel mai rapid din istorie. Dacă se poate într-o probă ar fi super, dacă se poate în mai multe, mai super, ca să zicem așa. Însă lucrăm la asta în fiecare zi, după cum am spus, încercăm să ne perfecționăm. Iar un alt vis al meu foarte mare este să inspir cât mai multă lume și să fac lumea să simtă aceleași emoții, să le trăiască pur și simplu cu mine, odată ce fac lucrul la care sunt bun, și anume notul. Înainte de a aterița, domnul comandant Artur Dinamo, domnul Ionuț Popa, ne declara că în momentul de față, la secția de not a clubului Dinamo, nu mai poți să fie scris cu mine, pentru că totul este pulpocul ca să și a dat atât de ai creat un curent, un curent fantastic, o lumea narrației, precum Simona Halep în lumea tenisului. Cred că se va propaga acest curent la nivelul întregii țări în materie de not. Vor fi foarte mulți copii care vor veni să înceapă să facă not datorită lui Dan Popovici. Păi ar fi absolut minunat, ar fi încă un vis îndeplinit pe lista mea. Mă bucur să aud asta și sper ca la un nivel cât mai înalt, național, internațional, oricine mă ascultă și oricine se lasă inspirat de ce spun și ceea ce reușesc să realizez, sper să facă ceva în viața lor, cumva să aibă pur și simplu un stil de viață mai sănătos și notul e pur și simplu o cale minunată de a face asta, pentru că nu degeaba se spune că e cel mai complet sport. E un sport minunat pentru inimă, pentru mușchi și mi-ar plăcea să văd cât mai mulți copii, cât mai mulți oameni de absolut toate vârstele înotând, pentru că e o relație specială cea pe care o avem cu apa. E ceva instinctual, nu știu, animalic, nu știu să explic, dar odată ce intri în apă și înoți puțin, toată lumea simte ceva ăla. Le-aș alege pe amândouă. Sunt convins că avem resursele să facem asta. De decorațiune. De decorațiune sunt convins că nu se pune absolut deloc problema. Însă construirea unor noi bazine și punerea în folosință a celor deja construite și părăsite sau în paragină este unul dintre scopurile mele clare. Doamne, vreau să mai întreb pe Robert, aveam mai și la doar 22 de sutimi de recordul lui, cel care te-a încurunat ca și cel mai rapid notator al lumii. Te-ai gândit cam cât te mai desparte în timp vreodată să ajungi pragul ăsta și apoi cum ți-ai considerat o carieră, cam câte longevii? Pentru că piața în natație se face sport și la 35 de ani, dar sunt și cazuri precum dubla medaliantă cu ouă, Diana Mocanu, care s-au oprit poate la 18, din păcate. Pe unde te vezi în marja asta și la anii? În primul rând, cât de mult ar dura să ajung să fiu cel mai rapid din istorie, n-aș putea spune, pentru că e un sport atât de imprevizibil, dar tocmai pentru că este imprevizibil m-am înconjurat cu oameni superbi și extrem de profesionali în ceea ce fac, tocmai ca să mă ajute să ajung acolo cât mai repede și să ne și bucurăm de proces în timpul ăsta. Și de altfel, cât ar dura cariera mea, nu știu, cariera unui notator fluctuează destul de mai de vârsta la care se oprește. Există, la Tokyo am trecut și cu adversari de, cred că, 38-39 de ani, foarte buni, care aproape m-au și întrecut. Și de asemenea, cum sunt eu acum la 17 ani, cu ce am reușit, sunt alți campioni mondiali la Budapesta, care și la 15 ani, o fată, Summer McIntosh, a reușit să ia titlul de campionat de campion mondial și în același timp să bată și recordul mondial de juniori. Așa că nu prea știu. Atât timp cât ești foarte pasionat, îți place ceea ce faci și ești gata să depui toată munca practic, pentru că tot la asta se rezumă, poți să faci la absolut orice vârstă. A fost cea mai bună lângere că ai rămas în România și foarte bine că au fost discuții legate de faptul că ai putea pleca în străinătate, în Statele Unite, la universitate, până la urmă ai ales să rămâi în România, să te pregătești aici, la Clubul Dinamo și cu echipa.
Absolut, e cea mai bună decizie pentru că, după cum am mai spus și în trecut, într-un sport atât de individual și singuratic cum e notul, ești tu cu dunga de pe fund și marginea bazinului când mai apuci să respiri, într-un sport atât de individual este extrem de importantă chimia pe care o ai cu cei cu care lucrezi și este, eu consider că este cel mai important criteriu în pregătirea și în performanța cuiva. Nu e singurul sport în care se întâmplă asta, însă știu, sunt absolut convins că e cazul la mine. O întrebare mai soft, știu că îți place foarte mult să mergi împreună cu prietenii tăi, cu bicicletele, faci ruta Pantelimon-Otopeni destul de des, atunci când ai timp, pe când prima deplasare către Otopeni cu bicicletă? Nu știu, când mă veți vedea prin oraș cu bicicleta, habar, trebuie să mă odihnesc și eu puțin, trebuie să dorm bine, trebuie să mănânc bine și să continui să mă pregătesc pentru europenele de junior, care sunt, încep pe 5 iulie, apropo, sunt de pe 5 pe 10 iulie. Așa că nu știu când, dar da, de-abia aștept. Budapesta e un oraș foarte frumos, dar mi-a fost dor de București. Cu siguranță se poate ajunge la aceeași performanță, sunt dovada vie. Au mai fost și înaintea mea și sunt și sper că o să fie și după mine și o să fie. Așa merg lucrurile. Le-aș spune să nu se lase, niciodată doborâți de absolut nimic, să aibă încredere în ei, în antrenorul lor și în părinții lor, să-i asculte dacă e vorba de copii mici. Deși și eu la 17 ani că trebuie să-i ascult pe ai mei. Așa că le-aș spune să se apuce de absolut orice sport le place și atunci când își găsesc ceva să se țină de el. Pentru că e ceva foarte frumos. Sportul îți oferă atâtea oportunități de a călători, de a cunoaște oameni, de a experimenta culturi noi, cum fac și eu acum. Și nu numai, îți oferă stări de bine 24/7. Da, și ăsta e încă un vis de-al meu, însă voi continua să fac asta pentru că adică sunt onorat să pot să fiu numit idolul unor copii, pentru că și eu, la rândul meu, am avut idolii mei. Mi-aduc aminte când am văzut pe Robert în 2016 la Internaționalele României, ținută la bazinul de la Dinamo. Mi-era tare rușine să cer o poză cu el, să cer un autograf, să cer nimic. Ai mei m-au împins, zis, hai, cum fac și acum părinții cu copiii care vor să facă poze cu mine? Hai, fă poză cu el. Dar nu vreau, mi-a rușine. Du-te că e ok. Și a fost foarte ok, pentru că Robert a fost și este un băiat foarte ok și deschis să... E și el idolul multor copii și sper că împreună să fim cei mai mari idoli, poate, din sport. Și o întâmplare amuzantă, Robert atunci mi-a spus că a fost primul autograf pe care l-a dat vreodată. Încă l-am undeva la mine prin sertare și sunt... E un lucru frumos să ai idoli și să ai oameni pe care poți să-i urmărești cu sufletul la gură și care să te inspire de tare. Cum sper că fac și eu acum cu mulți copii. Mulțumim mult, David Popovici.